La Hanul îi de Ion Luca Caragiare. Un sfert de ceas până la Hanul îi mânjoală, dacă până în popește de sus o poștie, în buiestru potrivit un ceas și jumătate. Buiestrașul e bun, dacă îi dau grăunțe la Han și rodihnesc trei sferturi de ceas, merge. Care va să zică un sfert și cu trei un ceas și până în popești unu și jumătate fac două și jumătate. Acum sunt șapte trecute îl mai târziu până la zece, sunt la pocovnicul Iordache. Am cam întârziat. Trebuia să plec mai devreme, dar în sfârșit. De așteptat mă așteapt. Așa s-o cotind în gând, am și văzut de departe, ca la o bătaie bună de pușcă, lumină multă la hanul mânjoală. Adică așa îi rămăsese numele. Acum era hanul mânjoloai. Omul murise de vreo cinci ani. Zdravă, femeie! Ce-a făcut, ce adres, de unde era cât paci să revânze vânză hanul când trăia bărbatul său, acum s-a plătit de datorii, adresa caretu, a mai ridicat un graj de piatră și încă spun toți că trebuie să aibă și parale bune. Unii o bănuiesc că o fi găsit vreo comoară, alții că umblă cu farmeci. Odată au vrut să o calce tâlharii. S-au apucat să-i spargă ușa. Unul dintre ei, al mai voinic, un om cât un taur, a ridicat oporul și când a tras cu sete, a picat jos. L-au ridicat repede. Era mort. Frate a dat să vorbească, dar n-a putut. A muțise. Erau patru inși. L-au pus pe mort în spinarea lui frate său și ceilalți doi l-au apucat de picioare să-l îngroape undeva departe. Când se iasă din curtea hanului, mânjoloaia a început să strige pe fereastră. Hoții! Și în fațele ia căzapciu cu mai mulți inși și cu patru dorobanți călări strigă pomojnicul. Cinei? Hoți cei doi fuci care încotro. Rămâne mutul cu frate sub mort în cârcă. Acu ce te faci la cercetare? Toată lumea știa că mutul vorbește. Cui să-i treacă prin cap că mutul nu se preface? L-au bătut până l-au smintit ca să-i vie glasul la loc. Degeaba. De atunci li s-a cam tăiat pofta flăcăilor să mai calce hanul. Până să-mi treacă toate astea prin minte, am sosit o sumă de care poposesc în curte hanului. Unele duc la vare cherestea, altele porumb la deal. E se seară aspră de toamnă. Chirigii se încălzesc pe lângă focuri. De aceea se vedea atâta lumină de departe. Un mi mea ca un primire să-i dea greunțe la grajd. Intru un cârciumă, unde fac refenea oameni mulți, pe când doi țiganți omnorăși unul cu lăuta și altul cu cobza, țârle într-un colț tenește. Mi-e foame și frig, m-a răzbit umezeala. Unde e Cucoana? Întrepe băiatul de la tarabă. La cuptor. Ah, trebuie să fie mai cald acolo, zic eu, și trec printr-o săriță din cârciumă în bucătărie. Foarte curat în bucătărie. Și abur, nu ca în cârciumă de cojoace, de cizme și de opinci jilave, abur de pâine caldă. Mânjolaia priveia cuptorul. Bine v-am găsit, cu coană Bine ați venit cu coane fănică. Mai să fi găsit ceva de mâncare? Pentru oameni de omenie ca dumneata și la miezul nopții. Și repede cu coana Mariolaia de poruncă unei cotoranțe să puie de masă în odaie. Și pe urmă se apropie de cotlon la vatră și zice, uite, alegeți. coana Marioara era frumoasă, voinică și ochioasă. Știam, Niciodată însă de când o cunoșteam, și o cunoșteam de mult, trecusem pe la lui de atâtea ori, încă de copil, pe când trăia răpăsatul taică meu, că pe acolo ne era drumul la târg. Niciodată nu mi se păruse mai plăcută. Eram tânăr, curățel și obraznic, mai mult obraznic decât curățel. M-am apropiat pe la stânga ei, cum era aplicată spre vatre, și am apucat-o peste mijloc, ajungând cu mâna la brațul ei drept, tare ca piatra, m-a împins dracu să o ciupesc. N-ai de lucru? zice femeia și s-a uitat la mine chiar Da Dar eu, ca să o drec, zic, strașnici ochi ai cu coana marioală. Ea nu mă încânta. Ai mai bine spune ce să-ți dau. Să-mi dai... A... Să-mi dai... A... Dăm ce ai dumneata. Zău! Și oftând, fie că strașnici ochi ai cu coana marioală. Dacă te aud de socle, care socru? De unde știi? Lângna gândești că dacă te ascunzi sub căciulă, nu te mai vede nimeni ce faci? Nu te duci la pocovnicul Iordache să te rugodești cu fata mai mare? Haide, nu te mai uita așa la mine. Treci în odaie la masă. Multe odăi curate și odihnite am văzut în viața mea, dar ca odaia aceea... Ce pat, ce perdeluțe, ce pereți, ce tavan toate albe ca laptele, și abajurul și toate cele lucrate cu iglița în fel de fel de fețe și calți ca sub o aripă de cloșcă și un miros de mere și de gutui. Am vrut să mă așez la masă și, după obiceiul apucat din copilărie, m-am întors să văz încotroai răsăritul, să mă închin. M-am uitat cu băgare de seamă de jur în prejur pe toți pereții, nicio icoană. Zice cu coara Marioala, ce te uiți? Zic, icoanele unde reții? Zice, dă le ții? Zice, dă-le focului de icoane, dar abia prăsesc car și păduc de lemn. Femeie curat. M-am așezat la masă făcând un cruce după datină, când deodată un răcnet. Călcasem se vede cu podcuava cizmii pe un cotoi bătrân care era sub masă. Cu coana Marioala repede și deschide ușa de perete. Cotoiul supărat dă la afară, pe când aerul rece nevărește înăuntru și stinge lampa caută chibriturile pe bâșbâite, caut eu încolo, caută cu coana încoace, ne-am întâlnit piept în piept pentru neric. Eu, obraznic, o iau bine în brațe și încep să o pup. Cu coana mai nu prea vrea, mai se lasă, îi ardea obraje, gura era rece și îi se zbârlise pe lângă urechi pufu pierzice. În sfârșit, ea ca jupânea să aduce tava cu de mâncare și cu o lumânare. Pe semne, om fi căutat mult chibriturile, că cilindrul lămpii se răcise de tot. Am aprins-o iar bună mâncare. Pâine caldă, rață friptă pe varză, cârnați de purcel prăjit și niște vin și cafea turcească și râs și vorbă, halal să-i fie cu coanei margheloai. După cafea, zice cotoranții, spune să scoată o jumătate de tămâioasă. Grozavă tămâioasă. M-a apucat și un fel de amorțeală pe la încheieturi. M-am dat așa într-o parte pe pat să trag o țigară cu ale din urmă picături chihlimbarii din pahar, și mă uitam prin fumul tutunului la Cucoana Marioala, care îmi sta pe scaun în față și îmi făcea țigări. Zic că. Fie, Cucoană strașnici strașnicioceai. Știi ce? Ce? Dacă nu te super, să mai faci o cafea. Dar nu așa dulce. Și râzi. Când vine jupăneasa cu cafea, zice: Cucoană. Vreau să stați de vorba aici, nu știți ce e afară. Ce S-a pornit un vânt de sus, vine prăpăd. Am sărit drept în picioare și m-am uitat la ceas. Zece și aproape trei sferturi. În loc de o jumătate de ceas, stătusem la Han două ceasuri și jumătate. Vezi ce e când te încurci la vorbă? Să-mi scoață calul. Cine? Cargații s-au culcat. Mă duc eu la graști. Ți-a pus ulcica la pocovnicu, zice cu coara puvnind de râs și ținându-mi calea la ușă. Am dat-o binișor la o parte și am ieșit pe prispă. Într-adevăr, era o vreme vașnică. Focurile chirigiilor se stinseseră. Oameni și vite dormeau pe coceni, vârându-se cu minți unul între alții jos la pământ, pe când pe sus, prin văzduh, urla vântul nebun. Ivi formare, zise cu coana marioara, înfiorată și apucându-mă strâns de mână. Ești prost să pleci pe vremea asta? Mâine de noapte aici, pleci mâine pe lumină. Nu se poate. Mi-am strâns mâna cu putere, am mers la grajd, cu mare greutate am deșteptat un argaț și mi-am găsit calul. L-am închingat, l-am tras la scară și m-am suit în odaie să-mi iau noapte bună de la gazdă. Femeia, dusă pe gânduri, ședea pe pat cu căciula mea în mână, o tot învârtea și o răsucea. Cât am de plată, am întrebat. Îmi plătești când treci înapoi, răspunse gazda, uitându-se adânc în fundul căciului. Și pe urmă se ridică în picioare și mi-o întinse. Mi-am luat căciula și am pus-o în cap, așa, cam la o parte. Zic, privind pe femeie, drept în lumini, care sticleau grozav de ciudat. Sărut ochii cu coana marioală. Umblă sănătos. M-am aruncat pe șa, jupânea să bătrâne mi-a deschis poarta și am ieșit. Rezemat cu palma stângă pe coapsa calului, mi-am întors înapoi capul. Peste zaplazul înalt se vedea ușa odăiei deschisă și în deschizătură umbra albă a femeii adumbrindu-și cu mâna arcurile sprincenelor am ținut la pas în cetinel, fluierând un cântec de lume ca pentru mine singur, până când, cotind după zaplaz să mi apuc drumul, mi s-a ascuns vederea cadrii. Am zis, hei, la drum, și-am făcut cruce. Atunci am auzit bine ușa bufnind și un vai de cotoi. Gazda mea știa că nu mai văz, intrase de grabă în căldură și apucase pe cotoi cu ușa, desigur. A furisit cotoi. Se tot vâră între picioarele oamenilor. Să fi mers o bucată bună de drum. Vifărul creștea scuturându-mă de pe șan. În înalt, nor după nori, zburau opăciți ca de spaima unei pedepse de mai sus, unii la vale pe dedesubt, alții pe deasupra, la deal, perdeluind în clipe largi, când mai gros, când mai subțire, lumina ostenită a sfertului din urmă. Frigul ud mă pătrundea. Simțeam că-mi îngheață pulpele și brațele. Mergând cu capul plecat ca să nu mă nece vântul, începui să simți durere la cerbice, la frunte și la tâmple fierbințeală și bubuituri în urechi. Am băut prea mult, m-am gândit eu, dându-mi căciula mai la ceafă și ridicându-mi fruntea spre cer. Dar vârtejul norilor mă amețea. Mă ardea sub coastele din stânga. Am sorbit în adânc vântul rece, dar un jung m-a fulgerat până tot coșul de colo până colo. Am plecat iar bărbia. Căciula parcă mă strângea de cap ca o menghină. Am scos-o și am pus-o pe oblâng. Mi-era rău. N-am făcut bine să plec. La pocovnicul Iordache trebuie să doarmă toată lumea. M-or fi așteptat. Pe vremea asta, or fi crezut oamenii firește că n-am fost prost să plec. Am îndemnat calul care se împleticea parcă băuse și el. Dar vântul s-a mai pătorit. S-a luminat a ploaie, Lumină cețoasă, începe să cearnă mărun și înțepos. Îmi pun iar căciula. Deodată sângele începe să miarze pereții capului. Calul au obosit de tot, gâfuie de necuvântului. Îl strâng în călcâie, îi dau o lovitură de biciușcă, o face câțiva pași pripiți, pe urmă sforie și se oprește în loc ca și cum ar vedea în față o piedică neașteptată. Mă uit? Într-adevăr. La câțiva pași înaintea calului, zăresc o măgândeață mică, sărin și ciopăind un dobitoc, ce să fie, fiară? E prea mică. Pun mâna pe revolver, atunci auzi un glas tare de căpriță. Îndem calul cât pot, el se întoarce în loc și pornește înapoi. Câțiva pași, iar stă sfărăind, iar căprița. Îl opresc, îl întorc, îi dau câteva lovituri strângându-l din zăbală, pornește câțiva pași, iar căprița. Norii s-au subțiat de tot. Acum văz cât se poate de bine. E o căpriță mică, neagră. Aci merge, aci se întoarce, aruncă din copite, pe urmă se ridică în două picioare, se repede cu bărbița în piept și cu fruntea înainte să împungă și face sărituri de necrezut și mehăie și fel de fel de nebunii. Mă dau jos de pe cal, care nu mai vrea să meargă în ruptul capului, și la puc scurt de căpăstru. Mă plec pe vin în jos, ța, 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 și chem căprița cu mâna, parcă aș vrea să-i dau tărâțe. Căprița se apropie, zburdând mereu, Calus fore e nebun dar să se zmucească. Mă pune în genunchi, dar îți iu bine. Căprița s-a apropiat de mâna mea. E un iet negru, foarte drăguț, care se lasă blând să-l ridic de jos. L-am pus în deseaga din dreapta peste niște haine. În vremea asta, calul se cutremură și dârde din toate încheieturile ca de frigurile morți. Am încălecat? Calul a pornit năuc. De mult, acum Mergeam ca praștea sărind peste grop, peste moșoroaie, peste bușteni, fără să-l mai pot opri, fără să cunosc locurile și fără să știu unde mă ducea. În goana asta, când la fiecare clipă îmi puteam frânge gâtul, cu tupul înghețat și cu capul ca în foc, mă gândeam la culcușul bun pe care îl părăsise în împrăstește. De ce? Cu coana Marioana mi-ar fi dat mie o ei, al minter nu mă poftea. Edu se mișca în să se așeze mai bine. Mi-am întors privirea spre el. Cu minte, cu capul deștept scos afară din desagă, se uita și el la mine. Mi-am adus aminte de alți ochi. Ah, ce prost am fost! Calul se poticnește, îl opresc în silă, vrea să pornească iar, dar cade zdrobit în genunchi. Deodată, printr-o spărtură de nori, se arată feria din urmă plecată pe o rână. Arătarea ei m-a amețit ca o lovitură de măciucă la mir. Mi era în față. Pe atunci sunt două luni pe cer. Eu merg la deal. Luna trebuia să-mi fie în spate. Și mi-am întors repede capul să o văz pe cea adevărată. Am greșit drumul. Merg la vale. Unde sunt? Mă uit înainte porumbiște cu cocenii netăiați. La spate câmp larg. Îmi fac cruce? Strângând de necaz calul cu pulpele amorcite ca să se ridice? Atunci simt o zvâgneală puternică lângă piciorul drept. Un țipăt. Am strivit iedul. Pun mâna iutera de sagă, de sagă în goală. Am pierdut iedul pe drum calul se scoală scuturându-și capul ca de bui măceală, se ridică în două picioare, se zmucește într-o parte și mă trântește în partea alaltă. Pe urmă o ia la pe câmp ca de streche și piere în întuneric. Când mă ridic zdruncinat, auz foșneală pântre coceni și un glas de om de apropiere tare. Tiu, ța, ța, țap, tu, ce găte toacă duce ai pe pustii. Care acolo? strig eu. Om bun. Care? Gheorghe. Care, Gheorghe? cu Nătruț, Gheorghe Nătruți, care păzește la coceni. Dar nu vin coace? Ba, ia ca viu. Și din coceni se arată umbra omului. Mă rog, frate Gheorghe, unde suntem noi aici? Am rătăcit cu viforul ăsta drumul. Dar unde vrei dumneata să mergi? La popești de sus. E, he, la Pocovnicu Iordache. E, da. Apoi n-ai rătăcit drumul, dar mai ai de furcă până în popești. Aici ești de-abia în Hăculești. În Hăculești, am zis cu bucurie, atunci sunt aproape de hanul mânjoală. Pe uite lucrurile, suntem în spatele grajdului. Haide mi arate drumul să nu-mi rup gâtul tocmai acum. Rătăcisem vreo patru ceasuri. În câțiva pași am ajuns la poartă. La odaia cu coanii margioalii, lumină și umbre mișcă pe perdea. A avut parte cine știe ce alt drumeț mai înțelept de patul cel curat. Eu o fi rămas să capă vreo laviță pe lângă cuptor, da? Noroc, cum am ciocănit, m-a și auzit. Jupâneasa bătrână a alergat să-mi deschiză. Când să intru, mă împiedic pe prac de ceva moale. Iedu, tot ăla. Era Iedu gazdimere. A intrat și rânodaie și a mers să se culce cu minte sub pat. Ce să spui? Știa femeia că mă întorc? O să sculase de dimineață? Patul era nedesfăcut. Cu coană mărioală. Atât am putut să zic și vrând să-i mulțumesc de Dumnezeu că m-a scăpat cu viață, am dat să ridic dreapta spre frunte. Cu coana mea apucă repede mâna și dându-mi în jos m-a luat cu toată puterea în brase. Parcă văz încă o daie aceea. Ce pat, ce perdeluțe, ce pereți, ce tavan, toate albe ca laptele și abajură și toate cele lucrate cu iglița în fel de fel de fețe, și cald, ca sub o aripă de cloșcă și un miros de mere și de gutui. Aș fi stat mult la hanul în joloa ei, dacă nu venea socrul meu, pocovnicul Iordache, Dumnezeu să ierte, să mă scoate cu tărăboi de acolo. De trei ori am fugit de la el înainte de logodnă și m-am întors la han, până când bătrânul, care vrea zor nevoie să mă generească, a pus oameni de m-au prins și m-au dus legat copți de la un schit în munte. 40 de zile post, mătănii și moridve. Am ieșit de acolo pocăit, m-am logodit și m-am măsurat. Tocmai într-un târziu, într-o noapte limpede de iarnă, pe când ședeam cu socrul meu la lafturi, după obiceiul de la țară, dinaintea unui borcan de vin, aflam de la un isprevnicel care sosea cu cumpărături din oraș că despre ziua stătuse să fie foc mare la hăculești, arsese până în pământ handului mânjoală îngropând pe biata cu coana Marioala, acu hârbuită, sub un morman uriaș de jeratic. A băgat-o în sfârșit la jeratic pe matra cuca, a zis socrămiu râzând, și m-a pus să-i povestesc iar istoria de mai sus pentru a nu știu câta vară. Pocovnicul o ținea întruna că în fundul căciurii îmi pusese cu coana farmece și că și cotoiul erau tot una. E, așa, am zis eu. E, era dracu, ascultă-mă pe mine. O fi fost, am răspuns eu, dar dacă e așa, pocovnice, atunci dracu te duce se vede și la bune. E, întâi te dă pe la bune ca să te spurce și pe urmă știi el unde te duce. Dar dumneata de unde știi? Asta nu-i treaba ta, a răspuns bătrânul. Asta e altă căciulă.